Dați o acreditare acum pe sfârșit de mandat. Deci, voi merge la guvern. Voi merge la guvern și am o întrevedere, o altă întrevedere cu doamna prim-ministru. Oarecum voi dezvolta ceea ce v-am spus dimineață, dacă cumva n-am fost foarte explicit. Și anume, voi porni în scrisoarea pe care am redactat-o, voi porni de la, până la urmă, voința politică exprimată în cadrul CEX-ului și anume de retragerea sprijinului politic pentru subsemnatul în calitate de ministru al justiției. Voi porni de la voința exprimată oarecum în cele două întrevederi de aseară și de astăzi cu doamna prim-ministru. Voi porni de la faptul pe care vi-l spuneam, că doamna prim-ministru, primul ministru al guvernului, are rolul decisiv atât în formarea guvernului, cât și în revocarea unora dintre membrii guvernului. Luând astfel act de aceste circumstanțe, împrejurări, iau în considerare și faptul că orice autoritate trebuie să aibă asigurată continuitatea activității, voi rămâne la minister, cum vă spuneam, până în momentul în care în monitorul oficial apare numele și prenumele noului ministru al justiției, pe care îl voi invita, va veni în mod firesc, căruia îi voi preda documentele ministerului pe bază de proces verbal, îi voi preda sigiliul ministerului în semnul autorității până la urmă și îi voi ura succes. Prin urmare, merg la guvern și prezint doamnei prim-ministru demisia din funcția de ministru al justiției. Domnia sa va decide ce face cu această demisie, sigur, cel mai probabil o trimite la președintele Republicii. În felul acesta, domnia sa declanșează, pe de o parte, procedura de remaniere prin solicitarea pe care a formulat-o și a trimis-o de aseară. Are în același timp și demisia mea și cel mai probabil o va trimite la președintele Republicii. Voi rămâne, repet, până în momentul în care președintele evaluează, analizează, decide și emite decretul.